Dulci frați de peste prut. Nu știu dacă este corect sau nu să mă dau cu părerea despre Daniel Ionașcu. Nu sunt de-al locului, judec și vorbesc de la distanță, tocmai din Basarabia. Dar nici să tac nu e bine, fiindcă tatăl meu, regretatul poet Grigore Vieru și Daniel Ionașcu au fost mari și mari prieteni. De la sovietici încoace, Grigore Vieru era înconjurat mai mult de securiști, mai mult de soiuri de oameni veniți de pe aiurea și mai rar de oameni cum se cade. Cred eu că de acolo îi se trăgea reflexul de a-i ține pe cei răi la distanță. De aici puținii prieteni pe care i-a avut în viața lui pământească. Îi poți număra pe degetele unei singure mâini. Era prin anii 2007-2008 când tata mi-a făcut cunoștință cu Daniel. M-a tras la o parte spunându-mi: acest tânăr îmi este ca un frate. Ține-te aproape de el, arată-i dragoste și cinste. Într-o altă situație unde era prezent și Daniel, tata spunea: dacă ar fi 10 bărbați ca Daniel Ionașcu, atunci s-ar schimba România. Dar fiindcă există Daniel Ionașcu, știu că România are viitor. Și dacă Grigore Vieru l-a considerat frate bun, atunci putem avea toată încrederea în Daniel. Și nu doar încredere, putem avea viitor. Iată de ce îl susțin plenar pe omul de omenie, românul adevărat, Daniel Ionașcu. Așa să ne ajute Dumnezeu.